este prima participare la această acțiune de tip voluntariat. Sunt foarte mândră că fac parte din această comunitate, da? Soțul fiind turc. Cu drag și cu implicare sufletească majoră pentru acest festival, arătându-le românilor, da, de aici din România, tradiția, cultura și obiceiurile poporului turc. Voluntariat înseamnă să ajuți fără să aștepți să faci ceva, să te bucuri că faci un lucru și să vezi lumea fericită prin acel lucru. E un lucru foarte bun pentru că încearcă să fac o legătură între culturi și să ne împărtășească și nouă românilor din lucrurile pe care ei le fac. Bizon! Hai, ce drăguț! Foarte bun de seară, fără carne! Haideți, vă rog! Să fiu de ajutor, să fiu voluntar la acest festival și când mă gândesc că acești bani strânși se vor duce către oamenii nevoiași, chiar aceasta îmi dă energie în fiecare moment. Și mă bucur să gust din toate mâncărurile. Toate sunt bune, toate sunt pregătite cu multă dragoste. Mă bucur acum avem aici pentru dumneavoastră Cichiofte, se numește o specialitate turcească. Îmi place că este făcută, preparată de sultanul nostru. Totul este minunat aici, mă bucur că se organizează astfel de evenimente în care se promovează cultura, tradiția. Este ceva minunat. Tot evenimentul a fost o mare de oameni buni, frumoși, cu suflet. Toată lumea a pus tot ce a fost mai bun în el ca să se întâmple acest festival. Din partea organizatorilor am avut tot sprijinul posibil. Ne-au ajutat cu tot ce a fost nevoie din toate direcțiile. Nici nu știu câtă lume a venit, atât de multă lume a venit să ne ajute. Și asta este un lucru bun pentru că putem să legăm foarte bine cultura turcă, cultura română, oamenii turci, oamenii români, oameni suntem cu toții pentru că Allah ne-a făcut pe toți în felul acesta.